Vă salut, dragi prieteni! Sunt Claudia Mesea Paraschivescu și vă spun bun găsit! Astăzi vorbim despre Axa Lumii, locul pe unde se spune că au debarcat extratereștrii și au creat primul om. Acest loc se află în România. Miturile sumeriene, egiptene, maiașe, chineze, ca să cităm numai pe cele mai cunoscute, vorbesc despre fluviul ceresc al creației, denumit când coloana de susținere a cerului, când crocodil sau dragon. Toate aceste denumiri se referă la cordonul ombilical care făcea legătura dintre cer și pământ, fiind o poartă de legătură cu universul, nimic altceva decât ceea ce anticii denumeau Axis Mundi, axa lumii. Conform unei teorii controversate, dar nu lipsită de argumente, prin axa lumii, ajutați de puternicul flux energetic, au debarcat extratereștri, creând oamenii primordiali. După unii cercetători în frunte cu generalul V. Dragomir, axa lumii trece prin maximul energetic al planetei, situat în masivul Godeanu. După alții ar trece prin muntele sacru al dacilor Cogaion. Conform scripturii, Dumnezeu a creat din lut prima ființă omenească, pe Adam, care în limba ebraică înseamnă om. În 2003, cercetătorii americani și francezi au ajuns independent unii de alții la concluzia senzațională că elementele de bază ale vieții biologice se ascund în pământul obișnuit, confirmând concepția biblică a originii omului. Isabella Iorga ajunge la concluzia că prin numele de Adam se înțelege ADN-ul uman, care conține însuși codul genetic al organismului, intrat în subconștientul popoarelor drept arborele vieții. Scriitorul E. Delcea remarcă pe bună dreptate că respectivul arbore este unul dintre cele mai vechi elemente decorative prezente în arta populară românească. Profesorul T. Diaconu, pe baza unei metode proprii de analiza scrierii hieratice sau sfinte, scrie despre cuvântul Adam Clisi, care are două părți clare, Adam și Clisi, iar înțelesul este pământul lui Adam. Ori, încă din Paleoliticul Mijlociu, 100.000-40.000 înaintea erei noastre, peșterile Cheia, la Izvoare, și Târgușor, la Adam, din Dobrogea, au fost locuite. Dr. D. Farcaș, vicepreședintele Asociației pentru Studiul Fenomenelor Aerospațiale Neidentificate din România, apreciază la rândul lui că prezența extratereștrilor pe Terra datează de cel puțin 25.000 de ani. Într-o cronologie discutabilă, E. Delcea coboară experiențele extratereștrilor în spațiul Carpato-Danubiano-Pontic acum 10 milioane de ani, având ca rezultat populația Ramani, toate civilizațiile terestre având inițiatorii veniți din zona stelei Sirius, din constelația Orion. În sprijinul teoriei că oamenii primordiali au apărut pe plaiuri mioritice, Delcea aduce ca argument Australopithecus oltensis de la Bugiulești-Vâlcea, cu o vechime de 2 milioane de ani. Dar aici este vorba numai de oase de animale folosite ca unelte. Singura dovadă certă ca vechime, circa 50.000 de ani, fiind falanga de picior a unui om de tip neandertal descoperit la Ohaba Ponor în Retezat. Lăsând la o parte controversele legate de subiect, cercetării recente duc către localizarea Edenului, inclusiv în Carpați și la Dunăre. Cercetătorii geneticieni de la Berkeley, California, comparând tipul de ADN mitocondrial care se transmite numai pe linie maternă, au ajuns la concluzia, pe cât de indiscutabilă, pe atât de senzațională, că toți oamenii de pe Pământ se trag dintr-o singură femeie, care a trăit acum 350-200 de mii de ani. Deci, Eva biblică, al cărei nume înseamnă în ebraică viață, a existat, completând perfectul echilibru al creației și este posibil ca acele ființe perfecte de tip Hava, Eva, create din eter și apă, să fie chiar îngerii din ceruri, respectiv cei 144 de mii de sori
cu care a coborât Dumnezeu pe pământ. Adam și Eva trăiau în mirificul Eden, unde totul era învăluit într-o lumină roz, rezultată din reflexia razelor pe suprafața bolții de gheață din jurul terei. Dovedindu-se experimental că erau asigurate condiții optime atât pentru conservarea ADN-ului uman în stare inițială, cât și pentru dezvoltarea optimă a celulelor plantelor. Spațiul cu vegetație luxuriantă al Edenului se întindea în jurul a patru fluvii, Gihon, Nilul, Hidekel, Tigrul, Eufrat și Pison. În ceea ce privește Pisonul, există două variante, între Gange și Dunăre, ambele considerate sfinte. Considerăm că varianta corectă ar fi Dunărea, locuitorii antici riverani, numindu-se fisoniți sau dabieni, care, în opinia lui Pseudo Cezarius, erau foarte cucernici, abținându-se de la consumul legitim și nevinovat al cărnii. Iorga deduce că țara Havila se afla la nord de Dunăre, fiind de acord cu scriitorul Escoril, care echivalează Havila cu Valhia. Pare o teorie destul de greu de digerat, dar Nicolae Densușianu, membru corespondent al Academiei, a fost convins că centrul populațiunii neolitice din Europa, al oamenilor născuți din pământ, a fost în zona Porțile de Fier, Munții Bucegi, Munții Buzăului. Marele istoric V. Pârvan scrie că eroul Hercule, de care își trage numele stațiunea Herculane, era Dac. Celebrul bioenergetician Iulian Urziceanu, primit de însuși Papa Ioan Paul al II-lea, a constatat că la băile Herculane, la cascadă spre șapte izvoare, este cel mai încărcat punct energetic din lume. În zonă, la Peștera Hoților, s-a semnalat prezența unor vânători și pescari acum 10.000 de ani, iar puțin mai departe, la Totești, în Ținutul Hațegului, au fost găsite brățări de aur sub formă de capete de viperă din specia Amodites, specie comună în tot sud-vestul Daciei. După cum se știe, șarpele a fost cel care a dus în grădina raiului păcatul de moarte. Conform mitologiei, Hercule, care era Dac, a avut cu Echidna, o tracă, trei fii din care se trag neamurile înfrățite ale agatârșilor, gelonilor și sciților, înrudite, bineînțeles, cu dacii și tracii. Potrivit lui Homer, sciții ocupau întreaga regiune de nord a lumii vechi, cunoscută sub numele de Terra Antica. Socotindu-i pe Pelasgi drept strămoși ai ramanilor, având unul dintre centre la Porțile de Fier, se poate lansa supoziția că Edenul se întindea și la nord de Dunăre, la Herculane, unde există și o climă submediteraneană care păstrează până astăzi exemplare endemice ale unei flore luxuriante care exista înainte să aibă loc procesul de inversare a polilor. Este de asemenea important de reținut teoria lui René Guénon, unul dintre cei mai mari savanți sufiști ai secolului 20, potrivit căreia axa lumii nu coincide în mod necesar nici cu axa de rotație și nici cu axa magnetică a Pământului, deși aceasta se poate petrece uneori. Întorcându-ne la miturile antice, este necesar să specificăm că Axis Mundi era canalul de energie cosmică. Nicolae Densușianu menționează că, după ideile astronomice și geografice ale antichității clasice, polul nordic, în jurul căruia se învârtea Universul, atingea Pământul lângă Dunăre, pe teritoriul geților, în particular pe munții Ripei, Carpații Meridionali. Conform acelorași idei, osia sau axa în jurul căreia se învârtea cerul trecea prin centrul Pământului. Deci și Universul și Terra aveau o axă comună, Axis Mundi sau axa lumii. Cei care susțin că leagănul omenirii se află în spațiul Carpato-Danubiano-Pontic localizează axa respectivă pe muntele sfânt al dacilor, Cogaion. Însă localizarea precisă a acesteia este o problemă controversată.
După 4 ani de cercetări asidue, C. Pănculescu este convinsă că Cogaionul, centrul energetic informațional al Terei, se află în Bucegi, mai precis pe vârful Bucura-Dumbrava din apropierea vârfului Omu. Este o ipoteză care este necesar să fie verificată, dar relatările unor persoane demne de toată încrederea arată faptul că acestea s-au încărcat energetic pentru o perioadă de timp după ce au vizitat platoul Bucegilor, iar în jurul Sfinxului a fost observat un halou de lumină cu efecte benefice asupra organismului. Este posibil ca, datorită fluxului energetic favorabil, la primii pași ai evoluției umanității prin poarta Cogaionului, să fi venit reprezentanții unei civilizații extraterestre care au îndrumat omenirea. Alții localizează această poartă în peștera Ialomicioarei din Bucegi, unde au loc fenomene paranormale, unul dintre acestea fiind acela că lămpile se sting în timp ce lumânările rămân aprinse. Mai sunt și cei care localizează Cogaionul în masivul Godeanu, cel mai sălbatic și mai puțin cercetat din Carpații românești. Teoria lui Alexandru Borza, care localizează arbitrar Muntele Sfânt pe vârful Gugu în masivul Țarcu din Banat, nu a rezistat criticilor. Generalul V. Dragomir a demonstrat științific că punctul geografic cel mai înalt din punct de vedere energetic de pe întreaga planetă este masivul Godeanu. Fenomenul a fost demonstrat de V. Dragomir pe cale astrogeodezică și gravimetrică, în masivul Godeanu creându-se un câmp magnetic atât de puternic, încât câmpul gravitațional capătă ondulații. Firește că, în legătură cu ipoteza existenței axei lumii pe plaiuri mioritice ca poartă energetică spre univers, viitorul ne va aduce surprize. Miturile dogonilor, mic popor african de pe teritoriul Republicii Mali, povestesc despre venirea pe pământ într-o arcă rotitoare a unor ființe legate de sistemul astral al lui Sirius. Dogonii știau că în jurul lui Sirius A se rotește Sirius B, astru descoperit mult mai târziu. Se presupune doar că Gaia, antică zeița mama pământului primordial, ar avea un biocâmp comportându-se ca o ființă vie. De la getodaci, care credeau că sunt nemuritori, ne-a rămas o expresie plină de tâlc, luatear Gaia. E binevenit ca fiecare dintre noi să mediteze la sensurile ei, într-o lume ce face parte dintr-un sistem mai amplu, cu organizare de sine stătătoare, în care mecanismul de corectare este însă și axa lumii. Din cele mai vechi timpuri, oamenii au încercat să comunice cu zeii, să găsească o cale către aceștia. Astfel s-a născut ideea unui arbore cosmic, scara ce leagă pământul de cer. Ideea unei astfel de legături vine dintr-o filozofie primitivă și a fost apoi dezvoltată de marile religii ale lumii antice. O piesă din cultura Tisa o prezintă pe Marea Zeiță stând pe un tron. În zona pieptului are incizat V-ul specific Marii Zeițe, apoi pieptenele, simbol al ploii și apei curgătoare. O coloană leagă V-ul cu pieptenele. Este legătura dintre cer și pământ. Această imagine s-a prelungit în gândirea mitică a populației carpatice și o regăsim peste timp sub forma troițelor înălțate ca o rugă spre cer. Vechile troițe au fost încreștinate, dar multă vreme ele nu au avut aspectul cunoscut astăzi. Același lucru se poate vedea și pe vechi pietre de mormânt, unde elementele creștine se îmbină cu vechea simbolistică păgână a scării către cer. Și porțile maramureșene conservă motivul coloanei cerești. Troițele carpatice își iau corespondentul în menhirii de la sfârșitul epocii neolitice care apar în vestul european. Un drum între pământ și cer a fost căutat și imaginat peste tot în lume, iar acesta a devenit axis mundi, un concept care desemnează axa cosmică, axa lumii, stâlpul cerului, apoi centrul lumii, buricul pământului. În mitologia chineză, Fuxi, copilul divin, locuiește pe pământ, dar el poate să urce la cer
slujindu-se de un arbore imens, care atinge pământul cu rădăcinile și cerul cu vârful coroanei. Mitul este prelucrat în povestea vrejului de fasole. Conceptul de arbore cosmic, uneori reprezentat și ca arbore al vieții, este regăsit în toate mitologiile, de la șamanii siberieni la amerindieni, la vechii egipteni și mesopotamieni, până în mitologia indiană. Reprezentarea acestuia este diferită, dar în toate cazurile este imaginea legăturii cu cerul. Ca și în cazurile pomul vieții și axa lumii a căpătat în civilizațiile antice reprezentări mai mult sau mai puțin palpabile. Munții, prelungiri ale pământului către cer, au fost mai întâi locuința zeilor, apoi o scară spre înalt, căpătând o aură de sacralitate. La japonezi, muntele Fuji, cu vârful său conic veșnic alb, a constituit un model perfect pentru a fi desemnat drept axis mundi. În China, un rol similar l-a avut muntele Kunlun. La evrei, muntele sfânt a fost Sionul, iar la vechii greci, muntele Olimp. În hinduism și în câteva religii din Tibet, muntele sfânt a fost muntele tibetan Kailash. În religia budistă, el este văzut ca locul ce găzduiește clasica familie sfântă, formată aici din Shiva, Parvati și pruncul Ganesha. Munți sacri se întâlnesc și la popoarele primitive. Muntele sfânt a fost unul real sau spiritual. La limita acestora se găsește Kogaionul dacic. Mulți au încercat să identifice Kogaionul descris de către Herodot cu unul dintre munții din Carpați, dar nicio identificare nu este convingătoare. Kogaionul dacic sugerat de către Herodot a fost mai degrabă un substantiv comun, un loc sacru, deci existau o serie de cogaioane, înălțimi care găzduiau templele închinate zeului, locuri de legătură cu cerul. Cultul zeilor pe înălțimi este menționat și în Biblia evreilor cu ocazia reformei religioase din timpul domniei lui Iosia. Dacă asupra Kogaionului planează o nesiguranță privind existența lui reală, în alte mitologii sunt semnalați o serie de munți sacri imaginari. Un astfel de munte este Meru, raiul în mitologia din Tibet și din India. Muntele Meru, cunoscut în limba sanscrită sub numele de Sumeru, are o înălțime de 84.000 de yojan, adică în jur de 1.082.000 de kilometri, ceea ce reprezintă de 85 de ori diametrul Pământului. Existența munților sacri reali a fost posibilă doar în zonele muntoase, dar conceptul este valabil și pentru zonele de câmpie, acolo unde acești munți sacri au fost întruchipuiți prin construcții piramidale, precum ziguratele mesopotamiene, egiptene sau cele aztece. Ideea piramidelor drept construcții ridicate spre cer și spre zei este una prezentă în mai toate mitologiile. Unul dintre cele mai vechi artefacte de acest gen vine din cultura Tisa, sub forma unui mic altar piramidal, descoperit la Kokeni Domb și datat în prima parte a mileniului 5 înaintea erei noastre, atunci când în Egipt încă nu apăruse ideea construirii piramidelor. Din Egipt vine însă un alt axis mundi, sub forma obeliscurilor înălțate spre cer. Cel mai vechi obelisc egiptean a fost identificat în On sau Yun, orașul soarelui. El a fost ridicat aici nu întâmplător, în jurul anilor 3500 înaintea erei noastre. În zona budistă apar o serie de temple ridicate pe coline artificiale. Aceste adevărate complexe sunt cunoscute sub mai multe denumiri, în funcție de zonă, cel mai utilizat fiind cel Stupa. Axis Mundi apare sub forme multiple, fiind reprezentat atât prin obiecte naturale, un copac, un munte, o piatră, pie de obiecte făcute de om, obelisc, turn, stâlp, construcții cu caracter religios, pagodă, templu, biserică, minaret, sau prezentat doar simbolic. Unul dintre aceste simboluri este mandala, un simbol sacru esențial în religia budistă, obiect ritualic și imagine simbolică,
o hartă a cosmosului sau model al universului. Simbolistica este multiplă, incluzând și pe cel de Axis Mundi. Forma de bază a majorității mandalelor este un pătrat cu patru porți, care conține un cerc cu un punct central. Fiecare poartă este în forma generală a unui T. În mandala, cercul exterior al focului simbolizează de obicei înțelepciunea. Simbolul budist va fi preluat cu o simbolistică mai săracă și cu mai puțin succes de către creștinism, sub forma unei diagrame numite Harta To. Harta To a fost elaborată în secolul al VII-lea era noastră de către Izidor din Sevilla, care prezintă pământul solid sub o formă circulară și înconjurat de ocean, redat sub forma unei roți de apă. Pământul apare împărțit de un T în trei părți, Europa, Asia și Africa, iar piciorul T-ului, Axis Mundi, trece prin Ierusalim. De fapt, acest model exista deja din secolul al VI-lea înaintea erei noastre și reprezenta harta Babilonului, care la acel moment era considerat a fi centrul lumii, iar axa lumii era considerat Eufratul. Axis Mundi a devenit un concept fundamental în credința creștină, unde el este reprezentat de crucea lui Isus, o scară prin care credincioșii pot ajunge la Dumnezeu. Conceptul de axa a lumii a născut mai târziu conceptul de omphalos, adică buricul pământului sau centrul lumii, și a fost prelucrat în Floarea Vieții, concept dezvoltat în special în Cabala, sub forma arborelui sefirotic. Floarea Vieții și-a pierdut în mare parte sensurile primare, atunci când ea reprezenta un simbol solar, și prin multiplicare a devenit mai curând un motiv decorativ. Simbolul datează cel puțin din epoca bronzului sub forma rozei cu șase petale și, la fel ca alte simboluri solare, a fost răspândit pe întreg pământul. Una dintre cele mai vechi prezențe este semnalată la Micene, unde apare în anii 1600 înaintea erei noastre. Apoi, în 645 înaintea erei noastre, este semnalată ca decor de podea în palatul lui Ashurbanipal. După ce între secolele al VIII-lea și al VII-lea înaintea erei noastre, apare prezentă pe o piesă din Cipru. În secolul I înaintea erei noastre, Floarea Vieții apărea în mozaicurile romane, în palatul lui Irod, dar și pe o piatră din Osirionul de la Abidos, cu mențiunea lămuritoare zeul Nil. Mai apoi, va fi prezentă cam peste tot în lume. Dragi prieteni, atât pe acest subiect. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine și vă aștept cu mare drag și data viitoare. Vă reamintesc, nu uitați să dați like și share dacă v-a plăcut acest documentar și să vă abonați la canal apăsând pe clopoțel. La revedere, prieteni, pe curând!